Te numeri printre cele mai materialiste persoane. Tu lucrezi foarte mult, ești pragmatică, ambițioasă, te concentrezi pe obiectivele tale și îți direcționezi cu ușurință energia fierbinte către sarcini specifice. Practicitatea și capacitatea ta de a transpune în realitate ideile îi surprinde pe ceilalți. Tensiunea interioară pe care o experimentezi adesea provine din contradicțiile generate de impulsurile conflictuale ale dragostei de libertate și de precauție inerentă. Uneori te grăbești să răspunzi provocărilor, dar în alte cazuri, înainte de a ataca, îți aduni gândurile și faci un plan. De aceea, după 25-28 de ani preferi să interacționezi în mod temperat, lăsându-ți timp pentru a te gândi la reacțiile tale. Aceste lucruri nu exclude frivolitatea și impulsivitatea, deoarece uneori, în sensul apărării intereselor proprii, pierzi oportunități unice în viață. Tu ai nevoie de inițiativă pentru a-ți exprima individualitatea strălucitoare cât mai mult posibil. Poate că aceasta este necesară pentru a rezista la vicisitudinile sorții. Circumstanțele se adună adesea împotriva ta, poate că aceasta este o consecință a reacției inadecvate a celorlalți față de anumite trăsături ale personalității tale. Sau poate că totul este că tu însăți devii fără rezerve cel mai rău dușman pentru tine însăți. Oricum, trebuie să lupți pentru ceea ce vrei. Cu toate acestea, se întâmplă adesea să nu poți determina imediat pentru tine însăți cine ești pe acest pământ și ce cauți. De aceea, perseverența este o altă calitate pe care trebuie să o ai, nu numai că ar trebui să inițiezi proiecte, ci și să demonstrezi capacitatea de a le aduce la un final reușit. În final, rezultatul activităților tale va fi evaluat în conformitate cu acest criteriu. Desigur, ar trebui să-ți controlezi activitatea excesivă în ceea ce privește noile întreprinderi, deoarece capacitățile tale sunt departe de a fi nelimitate. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: autosuficiență, activitate, dorința de a fi prima, explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte. Elementul tău este un foc strălucitor și arzător. Ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, care pot aduce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Deseori, se întâmplă să primești sfatul cel mai bun și să acționezi în mod intestinal total împotriva acestuia, argumentând cu falsa lipsă de perspectivă favorabilă. Este doar o justificare, o scuză, pentru a masca dorința ta de independență totală. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru cantitatea de energie și neliniște. Această planetă este favorabilă pentru politicieni, lucrători în domeniul sănătății, actori, profesori. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta, exprimarea directă. Tu acorzi o mulțime de timp și efort pentru lucru. Ești interesată de aspectul material al vieții, ești ambițioasă, direcționezi toată energia spre muncă și pentru a obține succes. Ești intenționată și întotdeauna realizezi ceea ce dorești. Interesele tale sunt concentrate în domeniul carierei și al câștigării de bani. Tu ești foarte precaută și deseori te confrunți cu divizări interne datorită forțelor multidirecționale ale sufletului tău, prudență și uimire,
Iubire față de risc și lipsa păcii interioare. Influența semnului zodiacal și vibrațiile zilei de naștere vin într-o oarecare contradicție și provoacă tensiuni și conflicte. Ca rezultat, uneori fără să stai pe gânduri, te grăbești la luptă și, în alte cazuri, mai întâi faci un plan și analizezi cu atenție situația. De fiecare dată când te grăbești, ești asemenea unui Dan Quijote de la Manca, având o singură diferență, te lupți cu ideile tale preconcepute și temerile interne privind independența ta. Tu poți urma un curs absolut greșit în viață, dar în momentul realizării tale găsești curajul de a recunoaște o greșeală și de a schimba direcția, de a dezvolta un nou plan de acțiune și de a te îndrepta în viitor. Ești prea încăpățânată în atingerea scopurilor tale și este inutil să se certe cineva cu tine dacă nu înțelege pe deplin semnificația intențiilor tale. Aceste lucruri poate necesita o mulțime de răbdare de la colegi și parteneri. În activitățile tale profesionale, te străduiești nu numai pentru recunoaștere, ci și pentru vârf. Cu toate acestea, aceste lucruri nu înseamnă că atingerea acestor obiective devin pentru tine cea mai mare prioritate. Tu ești născută inițiator și inovator și dacă ți lipsește posibilitatea de a întrupa darul tău, aceste lucruri îți ucide spiritul creativ. Tu cooperezi fructuos cu ceilalți în realizarea planurilor tale. În același timp, ai putea să alegi pentru tine însăți rolul unui lider într-un anumit grup, fie într-o echipă de serviciu, fie într-o familie. Lucrul cu tine este o misiune extrem de dificilă, dar și o binecuvântare, deoarece tu indici cu claritate obiectivul și evaluezi în mod obiectiv rezultatele obținute. Cu toate acestea, tu nu ai răbdare când trebuie să explici o sarcină de mai multe ori și să vezi că nu ești înțeleasă. De aceea poți prefera să lucrezi singură. Ar trebui să subliniez faptul că ești îndrumată de încredere în viață atunci când vezi repere marcate clar în fața ta. Dacă la vârsta adultă te îndepărtezi de pe calea cea bună, unul dintre cei mai apropiați oameni ar trebui să-ți deschidă ochii la acest lucru. Desigur, este mai bine dacă tu însăți îți dai seama de greșeala ta, dar uneori se întâmplă prea târziu. Astfel, este vital ca tu să ai un tovarăș de viață fidel sau un prieten care să-ți poată oferi sfaturi obiective și grave. Este o nebunie să te înconjori cu o mulțime de admiratori și susținători, aceste lucruri îți poate face doar rău. Te distingi față de alții nativi din berbec având astfel de calități, energie, întreprindere, independență, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus. Cum afectează data de 4 aprilie soarta ta? Ai un caracter pronunțat individual. Tu ai nevoie doar de posibilitatea de a te dovedi și de mai multă încredere în tine însăți pentru a rezista loviturilor soartei. Soarta ta se întâmplă adesea să fie nefavorabilă și adesea caracterul tău servește această greșeală a sorții. Cei din jur nu pot percepe întotdeauna în mod adecvat anumite trăsături ale caracterului tău și, uneori tu însăți îți dăunezi. În orice caz, dorințele le obții prin eforturile tale mari. Uneori este dificil pentru tine să-ți determini scopurile și mergi pe o potecă cunoscută în conformitate cu ideile generale despre valorile vieții. Este foarte important ca tu să nu opui cea mai mică rezistență, dar să alegi tot ce îți place în viața aceasta. În acest fel vei obține cel mai mare succes. Ar trebui să-ți poți planifica acțiunile și să ai destulă răbdare pentru a-ți termina planurile. Numai un final reușit va arăta utilitatea eforturilor tale. Tu trebuie să fii atentă la noile proiecte, calculându-ți în mod corect propria putere, deoarece costul unei greșeli va fi prea mare. Ție-ți este foarte dificil să recunoști greșeala ta și este chiar mai dificil să schimbi circumstanțele existente. Doar o forță foarte puternică te va face să te clatini și să-ți întorci complet viața. Acest lucru se poate face numai de către tine, deoarece orice sfat din afară nu-l poți accepta. Orice sfat al altcuiva îl percepi ca pe o critică, o intruziune abuzivă în viața ta. Dacă activitatea aleasă este vocația ta adevărată, ești capabilă să obții cel mai mare succes în ea,
Deși scopul principal al vieții tale nu este deloc acesta, cei care lucrează alături de tine trebuie să găsească împreună cu tine un limbaj comun, dar de obicei tu ești mulțumită de sarcini clar definite și de o evaluare obiectivă a muncii tale. Nu accepți nicio critică chiar dacă este bine meritată. Tu nu ai răbdare și nici abilități pedagogice de a învăța pe alții și de a controla acțiunile lor. Prin urmare, nu îți place să preiei o astfel de povară și preferi să lucrezi separat. Ești capabilă să depui toate eforturile pentru a-ți atinge scopul dacă vezi rezultatele reale ale muncii tale și îți dai seama pentru ce te străduiești. Din moment ce categoric nu accepti sfatul altor persoane, trebuie să înveți singură din propriile greșeli. Adesea acest lucru se întâmplă foarte târziu, abia după vârsta de 33 de ani. Găsirea unui adevărat suflet pereche care înțelege aspirațiile tale și le împărtășește este foarte importantă pentru tine, dar vei da satisfacția celor a care îți slujesc independența și greșelile proprii. Și în defavoarea faptului că sfatul corect într-un moment dificil te-ar ajuta să îți salvezi viitorul, fericirea este posibilă numai după realizarea și acceptarea realității. Dragoste și compatibilitate. Ești un creator, bucurându-te de crearea nu numai a lucrurilor utile, dar și neobișnuite, inovatoare. Intuiția îți spune ceea ce vrea publicul și ce trebuie făcut pentru a oferi. Relațiile tale apropiate sunt, de asemenea, pline de contradicții. Pe de o parte ai nevoie de libertate și independență, pe de altă parte depui eforturi pentru securitatea și fiabilitatea unei uniuni pe termen lung. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine, dar va trebui să accepți opinia lui ca pe un sfat valoros, nici de cum ca o critică. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți o forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă dură, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente uniuni matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentanți practici ai semnelor pământului, Capricorn, Taur și Balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Viața nu-i prea drăguță cu tine, adesea nu ai noroc și trebuie să obții ceea ce dorești prin confruntări și încercări dificile. În plus, de multe ori tu însăți nu poți decide cu privire la ceea ce vrei să obții. Uneori ești puțin indecisă și ai nevoie de multă forță. Se întâmplă să devii tu însăți sursa problemelor tale, devenind dușman pentru tine însăți. Tu trebuie să încerci să-ți dezvolți perseverența în sine, abilitatea de a duce lucrurile până la capăt. Adesea tu nu poți reuși tocmai pentru că arunci chiar și cele mai strălucite începuturi ale tale, te încăpățânezi să nu înțelegi lucruri simple dar importante. Nu ar trebui să duci multe proiecte simultan, pentru că atunci probabilitatea de a le aduce pe toate până la sfârșit va scădea drastic. Scrie cele mai minunate idei pentru a le revedea mai târziu. Amintește-ți că este imposibil să acoperi totul deodată, forțele umane sunt limitate, chiar dacă în momentul înălțării și inspirației emoționale nu ți părea așa. Ai adesea probleme cu finalizarea proiectelor începute, astfel încât această întrebare ar trebui să fie elaborată cu atenție. A se certa cineva cu tine care îți cauți scopul, este inutil, dar ești capabilă să începi de la zero dacă ți dai seama că toate obiectivele tale au fost greșite. Dezvoltarea carierei verticale pentru tine înseamnă aproape mai multe decât faima și notorietatea. De asemenea,
trebuie remarcat faptul că ești generatoare de idei inovatoare și este foarte important să fii capabilă să întruchipezi o parte din ideile tale experimentale. Sănătate și boli. Cel mai mare pericol pentru sănătate constă în impulsivitatea ta. Situații riscante apar atunci când te afli la o răscruce de drum în viață și trebuie să schimbi direcția cursului tău în viață. Tensiunea nervoasă îți aduce multe probleme. Te poți caracteriza printr-o vătămare crescută și un risc mare de accidentare. Este recomandat să eviți munca care necesită o sarcină mare asupra sistemului nervos. Trebuie să acorzi o mare atenție stimulentelor comune precum cafea și zahăr. Este mai bine să le înlocuiești cu tincturi homeopatice din plante, băi de relaxare cu uleiuri și masaje, acupunctură. O atenție deosebită trebuie acordată coloanei vertebrale capului și toracelui. Dieta trebuie să fie diversă și echilibrată în mod rezonabil. Soarta și norocul ești generoasă, uneori risipitoare cu moderație. Datorită faptului că reușești cu ușurință și rapid, ai noroc, multă timp nu poți decide cu privire la alegerea activităților în viață. După ce ai trecut prin trădare, dezacorduri cu oamenii apropiați, vei depăși toate provocările vieții, te vei liniști și vei putea să-ți creezi condiții proprii de viață. Poți fi lider numai în anumite grupuri. Lucrul sub autoritatea ta nu este întotdeauna ușor, dar întotdeauna interesant. Îți stabilește obiective clare și evaluezi în mod obiectiv rezultatul. Punctul tău slab este explicația. Obiectivele clare și liniile directoare te ajută în viață. Într-o situație de schimbare a puterii sau epocii, ești confuză, îți pierzi poziția. Nu poți fi dirijată decât după ce îți descoperi singură scopul în viață. Viața ți se poate schimba radical când te vei apropia de vârsta a doua. Este esențial să existe o persoană cu capul pe umeri în viața ta pentru a putea fi pe deplin fericită. Sfaturi pentru tine. Trebuie să înveți cât mai mult cu putință să te evaluezi pe tine însăți și capacitățile tale. Nu ar trebui să faci animale de companie la locul de muncă sau să asculți lingușitorii. Subiectivitatea și atacurile de mângrie sunt mai destructive pentru tine decât pentru alte persoane. Învață să prețuiești visarea și liniștea. Încearcă să devii un coleg de echipă mai bun și descoperă metode de a împărtăși mai mult cu ceilalți. Cultivă lucrurile profunde și sesizează misterul. Controlează-ți orice instincte impulsive și violente. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic.
Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.